Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Leu. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de quadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Quadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această quadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie, la ora 15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice, al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată în aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care îl au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil pentru o parte dintre noi să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună. Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o quadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05, avem faza de lună nouă în Vărsător. Luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun cel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor 2 benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele 2 planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele 2 arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de quadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale. Vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele 2 noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, marele benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a aduce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu marele benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08, Saturn face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al Vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al Vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, Soarele intră în Pești. Cu această mutare a Soarelui se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia Vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1 dimineața, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în dupămasa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a 3-a și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51 dimineața, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din Vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă. O să se pune mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi Soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17 dimineața, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal în luna februarie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia LEU. Pentru voi, faza de Mercur retrograd se întâmplă în casa 7 astrologică, pe domeniul parteneriatelor de orice fel. Parteneriate care, mare atenție, se încadrează sub o protecție juridică, sub un statut juridic. Aici mă refer la parteneriate personale, cum ar fi soțul, soția, sau parteneriate profesionale de orice fel, cu instituții pentru care lucrați, pentru care prestați servicii, cu oamenii cu care sunteți asociați într-o întreprindere, într-o afacere sau în investiții. Va trebui să fiți foarte atenți cum comunicați cu toate aceste persoane, să vă asigurați că vă sunt înțelese cuvintele, că vă este înțeles mesajul pe de-a întregul, exact așa cum ați vrut să-l transmiteți, deoarece Mercur retrograd aici poate să aducă mari probleme în comunicare. Călătorile în scop de afaceri nu sunt bine aspectate, puteți să aveți parte de întârzieri, de probleme în acest domeniu. Mare atenție în luna februarie, atunci când Marte sau Uranus din Taur fac quadratură cu oricare dintre planetele aflate în Vărsător, pentru că acest lucru va crea aspect tensionat între relația voastră cu partenerii de afaceri sau personali și reputația voastră publică, imaginea voastră publică, cariera pe care o urmați. E posibil pentru lei în luna februarie să înregistrați tensiuni între echilibrul dintre viața publică și viața privată, între timpul pe care îl petreceți la locul de muncă și timpul pe care îl petreceți alături de soțul, soția voastră, între energia pe care o dedicați profesiei voastre versus energia pe care o dedicați relației voastre. Partea pozitivă este că nodul destinului și nodul karmic vă susțin din casa 11, respectiv din casa a 7 și vă ajută în relațiile parteneriale. Puteți să disipați toată această tensiune între nevoile partenerului vostru și nevoile carierei voastre dacă implicați prietenii, dacă organizați întâlniri cu cercul de prieteni în care vă simțiți bine atât voi cât și partenerul vostru, dacă vă dedicați unor acțiuni mai creative, romantice, dacă vă asigurați că o să aveți parte în cursul acestei luni și de momente tandre, romantice și iubitoare alături de partenerul sau partenera voastră. Pentru acei lei care aveți copii, aceștia o să vă aducă foarte multă bucurie și foarte multă împlinire în cuplu și pot să degajeze puțin energiile tensionate care riscă să apară de-a lungul acestei luni între un leu și soțul sau soția acestuia. Pentru leii care sunt singuri, de fiecare dată când nodul destinului și nodul karmic fac aspect de trigon, respectiv sextil, cu una dintre planetele din Vărsător, aveți mari șanse să întâlniți o persoană, să începeți o relație de dragoste. E posibil să începeți o relație cu o persoană cu care aveți deja o fundație solidă bazată pe prietenie, înțelegere și respect. De asemenea, este posibil ca leii să-și întâlnească marea dragoste a vieții lor prin intermediul cercului de prieteni. Dacă nu e neapărat cineva din cercul vostru de prieteni, poate că un prieten sau o prietenă apropiată să vă prezinte viitorul vostru partener sau parteneră. Luna 9 din 11 februarie este momentul ideal în care puteți să duceți o relație incipientă, o relație deja existentă la următorul nivel sau să începeți o relație stabilă dacă până acum ați fost singuri. Pentru aceia care ați început deja să discutați cu cineva din luna ianuarie, momentul de lună 9 în 11 februarie este momentul ideal ca să aveți discuția de cum stăm cu relația noastră, trecem la următorul nivel sau nu. Pentru cei care ați cunoscut pe cineva nou de-abia după 1 februarie, ar fi indicat să mai așteptați puțin cu aceste discuții, cu aceste conversații, cu trecerea la nivelul următor, până după 20 februarie, când Mercur își reia mersul direct, pentru că acest Mercur retrograd riscă să aducă foarte multă confuzie în discuția dintre voi și partenerul vostru sau un posibil partener sau parteneră. Dacă aduceți această discuție înainte ca Mercur să-și reia mersul direct, e posibil ca voi să înțelegeți ceva, cealaltă persoană să înțeleagă altceva, să nu fiți pe aceeași lungime de undă. Faza de lună plină din 27 februarie se întâmplă pentru lei pe casa a doua astrologică, pe sectorul banilor câștigați prin muncă proprie și poate să le aducă leilor mari câștiguri financiare. mai ales în urma unor proiecte care au fost deja finalizate în trecut. Pentru o parte dintre lei, luna plină poate să aducă și un moment de regândire a dietei lor, a alimentației lor, a lucrurilor care le dau confort și plăcere. Per total, luna februarie are foarte mult potențial pozitiv pentru lei, atâta timp cât aceștia vor reuși să găsească echilibrul între viața privată și viața profesională și, bineînțeles, având grijă până în 20 februarie la acest Mercur retrograd care riscă să aducă probleme mari în comunicare. Și acum să vedem care este energia lunii februarie pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în leu. Wow, pentru voi energia este cea de Uranus în rac în casa a 11-a. Pentru lei este foarte accentuată în luna februarie relația pe care aceștia au cu prietenii. Indiferent dacă prietenii voștri, cercul vostru de prieteni, de amici, se află aproape de voi, sunteți în aceeași țară, în același oraș sau sunteți pe continente sau țări diferite, acești oameni sunt foarte importanți pentru voi, sunt ca o familie pentru voi, ca o a doua familie, țineți foarte mult la ei și indiferent de distanța dintre voi sau cât de des sau cât de rar comunicați, relația dintre voi este din ce în ce mai puternică. Cu trecerea timpului devine una din ce în ce mai puternică și mai importantă în viața voastră. E posibil ca acești prieteni ai voștri să fie puțin mai ciudați, mai excentrici, dar asta nu contează pentru voi, pentru că aceste legături, aceste prietenii sunt foarte importante și în luna februarie e important aici să nu uitați să comunicați cu acești oameni, să-i țineți aproape de voi și să le demonstrați exact cât de importanți sunt pentru voi. Chiar dacă trebuie să comunicați cu ei pe internet, chiar dacă nu vă puteți întâlni, chiar dacă nu v-ați mai văzut de ani de zile, aceste relații de prietenie sunt cele care o să vă ajute foarte mult în luna februarie, care o să vă dea energie, voie bună, veselie, bucurie și împlinire. Nu ezitați să căutați susținerea prietenilor atunci când aveți nevoie și nu uitați să-i și întrebați pe ei că poate aceștia trec prin niște clipe mai ciudate, mai tensionate și au nevoie de ajutorul vostru. Mesaj foarte interesant pentru lei. Și acum hai să vedem ce clarificări putem să scoatem de la cărțile de tarot pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în leu. Avem regele de bâte, eremitul și steaua. Ok, un rege și două arcane majore. O lună importantă pentru lei. Este foarte important în prima parte a lunii februarie lei să facă o mică pauză, să nu acționeze, ci să analizeze foarte bine lucrurile. Analizați-le la rece, observați tot ce spun oamenii din jurul vostru, reacțiile acestora. Fiți atenți la ce vă comunică atât verbal, non-verbal, cât și paraverbal. Cercetați foarte mult. Asigurați-vă că înțelegeți situația pe deplin, pentru că Mercur este în mișcare retrogradă în casa 7 astrologică pentru voi, în zodia de vis-a-vis de voi, pe sectorul parteneriatelor. Și dacă acționați înainte să înțelegeți pe de-a întregul care este situația, riscați să faceți niște mișcări greșite pentru voi, pentru cariera voastră, pentru relația voastră. Regele de bâte este un rege foarte pasional care dorește să acționeze, care va căuta mereu ordinea și disciplina. Dar ca să acționeze corect, să meargă pe direcția corectă de viață, trebuie și să aibă toate datele problemei, să înțeleagă pe de-a întregul cum stă situația. Prin urmare, aveți mare grijă, mai ales în prima parte a lunii. Atâta timp cât Mercur este încă în mișcare retrogradă, la deciziile și acțiunile pe care le faceți. Vedem aici pe mijlocul lunii, în special în jurul fazei de lună nouă în Vărsător din 11 februarie și în zilele imediat după această dată, energia de eremit, de pusnic, de retragere, izolare, analizare la rece a situației. Acei lei care în prima parte a lunii au fost mult prea înflăcărați, mult prea dornici de acțiune, de a tăia și a spânzura, de a face curățenie și ordine în viața lor, vor avea pe mijlocul lunii o etapă mai introvertită, de analiză, de autoanaliză. Eremitul în tarot este și cartea care reprezintă zodia Fecioarei. Prin urmare, recomandarea pentru lei este aici pe mijlocul lunii să vă consultați cu prieteni, cunoștințe, rude, colaboratori din zodia Fecioară. Să discutați cu aceste persoane, să comunicați cu aceste persoane, pentru că aici e posibil să aflați lucruri noi, informații noi, să vi se clarifice o anumită problemă. Pe finalul lunii avem o energie foarte frumoasă, Steaua, cartea care în tarot reprezintă și zodia Vărsătorului. Odată ce Mercur își încetează etapa de retrogradare în Vărsător, lucrurile se clarifică foarte mult pentru lei și aici pe finalul lunii veți avea ocazia să obțineți orice vă doriți voi de la univers. Sub această stea norocoasă nimic nu este imposibil, orice dorință se poate îndeplini. Trebuie doar să aveți curaj să visați, să cereți universului ceea ce vă doriți, să țintiți către lună, pentru că și dacă o să o ratați, tot o să ajungeți între stele. Revenind puțin la aceste zaruri, astrozaruri, cu Uranus în casa 11-a în Rac, este foarte important pentru lei în această lună să comunice, mai ales dacă aveți prieteni în zodia Fecioară și Vărsător, comunicați cu aceștia. Țineți-i aproape, pentru că aceștia o să vă ajute să înțelegeți lucrurile mai bine și să obțineți ceea ce vă doriți. O lună superbă pentru lei, cea mai frumoasă etalare de până acum. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă las și cu un gând frumos. O să scot un card din aceste cărți Puterea Gândului. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un mare like acestui video. Bineînțeles, vă recomand să vă uitați și la horoscopul și tarotul pentru ascendentul, luna natală și orice zodie în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete, pentru că în acest fel veți reuși să vă faceți o imagine mai completă asupra peisajului astrologic și intuitiv pentru voi în luna februarie. Și acum hai să vedem mesajul pentru lei pentru luna februarie. Sunt dispusă să iert. Mă eliberez de trecut iertându-mă pe mine și iertându-i pe ceilalți. Iertarea este răspunsul la aproape toate problemele. Iertarea este un dar pentru mine. Iert și mă eliberez. Un mesaj foarte frumos pentru lei, pentru această lună februarie, mai ales cu atâta energie care este acumulată pentru voi pe casa 7-a, pe parteneriate, atât personale cât și profesionale. Este foarte important aici să nu țineți sentimentele negative în voi, să iertați, să treceți mai departe, pentru că aici viitorul este foarte luminos, foarte pozitiv, foarte frumos pentru voi și nu are rost să cărați după voi bagajele din trecut. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!